Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Aplicația mobilă Gmail Mai întâi mergem în magazin Play și căutăm Gmail Deschidem aplicația Luăm acum din partea dreaptă spre partea stângă, taburile Avem întâlnire În partea dreaptă putem să dăm participăm la întâlnire Adică putem să participăm la o întâlnire, dacă avem pseudonimul întâlnirii sau codul oferit de organizator. Dar, în același timp, putem să apăsăm întâlnire nouă. Și, dacă dăm întâlnire nouă, putem să începem o întâlnire instantanee sau să programăm în calendarul Google. Apoi, putem închide. Următorul tab este de spații. Aici putem să creăm noi un spațiu nou sau să vedem în ce spații am fost invitați. După aceea avem tabul de chat. Găsim o persoană cu care să putem conversa pe chat. Apăsăm pe chat nou și aici avem persoanele din baza noastră de date. Și primul tab este e-mail. Aici la e-mail avem în partea stângă sus trei liniuțe. Dacă dăm clic pe ele, vedem mesaje primite, etichete, cu stea, mesaje amânate, importante, trimise, programate și noi dăm la mesaje primite. Și aici ne apar toate mesajele pe care le-am primit noi. Ca să scriem un e-mail apăsăm click pe scrie. Ne apare e nostru și către. Către cine vrem să trimitem? De exemplu. Lucy Gray, da? Am selectat, dăm subiectul și apăsăm pe săgetuța de sus și astfel trimitem e mail Dar în același timp putem să încărcăm documente pentru a le trimite sau imagini. Și putem să inserăm din drive sau să atașăm un fișier. Eu acum voi atașa un fișier. Și după cum vedem, imaginea noastră a fost atașată. Apăsăm clic pe săgetuță de lângă tabul de unde am încărcat imaginea și persoana care este adresată acest e-mail primește inclusiv imaginea. Sau mai putem atașa un fișier, un PDF. Mergem la documente, apăsăm pe PDF-ul care dorim, scriem ceva, cred, curiculum. Și apăsăm acum din nou click pe săgetuța albastră din partea dreaptă. Bine, revenim acum. Vedem că acest mesaj a fost salvat ca nefinalizat. Dacă mergem la mesaje nefinalizate ne apare inclusiv acest mesaj. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise tutoriale și religie în proiectul Curriculum relevant Educație deschisă pentru toți CRED.